sponsor al emisiunii, Fundația Art Production, Gigi Căciuleanu, Romania Dance Company. Bine, v-am regăsit la garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta este actorul, profesorul, uh, directorul de teatru, uh, Adrian Titieni. Bună seara. Bună seara. Unii zic Titieni, alții spun Titieni. Unde e accentul corect? În a doua parte, Titieni, așa. De ce Titieni? Acest tip de pronunție, cu accent pe ultima silabă, Titieni. Uh... M-am uitat eu la interviuri, am citit, am văzut, am a... vă știu din spectacole, vă știu din filme, dar am văzut într-un interviu ceva care m-a uluit. Ați fost mare șef la Pionieri. Foarte mare, da, am fost. Ce de fel putem... de șef ați fost la Pionieri? 1976 exista un locțitor național. Fiecare județ trebuia să desemneze un pi pionier da. care să facă parte din staful central și se numea locțuitor național al președintelui pionierilor din România, Virgiliu Radulian. E un psiholog care a avut de suferit odată cu meditația transcendentală. Aha! Da! Și eu am fost reprezentantul județului Bistrița Năsăut. Începem bine. Funcție mare, da. funcție mare. Funcție mare. Vezi deci ce e foarte interesant. În general, ăștia care au fost foarte mari pe la pionieri, de partid nu mai zic, au izbotit în funcții extraordinar de importante. <laughs> uh, Creați legături care n-au justificare <laughs> în realitate. Membru de partid nu am fost. Uh -huh. Dintr-o întâmplare. Haslie, Cum s-a întâmplat? Uh, profesorul și asistentul meu m-a întrebat dacă sunt membru de partid, am spus că nu sunt și a zis obligatoriu trebuie să devin membru de partid. Și m-am dus la ședința de partid, uh, Ciubotaru, uh, Diopiu, operatorul, cum se numea la vremea respectivă, era secretar de partid foarte uh, dur și uh, formal, așa, în situațiile astea. Au citit ordinea de zi și a zis, uh, noi membri în organizația de bază, TITIENI da, uh, și mi-a pus două întrebări legate de politica Partidului Comunist Român. Ce v-a întrebat? Abardam, da, cer de că eram nepregătit. Eu am crezut că e un act de formalitate. Aha. Mă duc și ies membru. Ha, și nu v-ați calificat de fapt. Absolut deloc. Adică -aveam, am băiguit ceva, pentru că rezonau în urechi tot felul de <coughs> cuvinte, cheie, da, 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 da. locuri comune, dar eram pe afară. Și m-am uitat în ochii profesorului Lazar S-a încruntat, să zice, dar cum vă permiteți să veniți într-o asemenea, nu știu ce. Cine l-a trimis pe băiatul ăsta, domnul Laza a zis eu, dar cum, ieșit. Și am ieșit de acolo. Acum nu știam dacă să mă bucur sau să plâng. Acum mă bucur. Da. Drept urmare, nu am devenit membru de partid. A venit Revoluția. Am fost fericit că n-am avut ce să ard sau să arunc. Da. Uh, și n-am mai fost membru a niciunui partid, niciodată. Deși ați mai umblat un pic pe la politică. Am umblat în calitate de consilier. Mm -hmm. Nu vreau să dezamăgesc audiența și nici pe dumneavoastră. Cred că două săptămâni când mă pregăteam pentru candidatura la primăria Bistrița, m-am înscris în PNR de unde m-am retras. Și tot așa, n-am făcut parte din niciun fel de congregație, asociație, pentru că la un moment dat am avut revelația următoare. Orice fel de afiliere, indiferent de natura ei, deformează radiografia parcursului tău. Adică, am zis cât pot, ce pot, mă reprezintă și știu că nimeni niciodată nu o să-mi spună băiatul nostru, vezi unde te-am propulsat? Sau... Dar sunteți membru la Uniunea Teatrală din România. A, păi, dacă mă duce, da, da, de Doam. doi ani sunt membru la Uniunea Teatrală, până acum doi ani, totuși, vreau să cred că am avut cât de cât urme lăsate în carieră. Uh... <laughs> Sunteți un actor special, domnule Titieni, foarte special. Vă mulțumesc tare mult. Uh... Noi am tot amânat momentul ăsta al întâlnirii, mm. s-au întâmplat tot soiul de lucruri. Sunteți cineva care înseamnă mult la ora asta în istoria teatrului și a filmului de la noi. Sunteți cineva cu care regizorii pot să facă aproape orice, sunteți un actor maleabil, puteți să jucați orice, ați jucat foarte multe roluri, jucați foarte multe roluri în film, nu refuzați tinerii regizori, jucați în teatru, ați predat mult la școală și vă face plăcere să faceți lucrul ăsta. Ca să fie în mâna unui regizor și omul ăla să poată să facă ce vrea cu tine, e nevoie de un fel de a fi pe dinăuntru. Cum reușiți să scăpați de, cum să zic, de momentele care nu vă plac și de momentele cu care nu sunteți de acord? Pentru că sunt și regisori cu care nu sunteți de acord. Dialogând. S-ar putea ca și dialogul să nu fie soluția, dar capacitatea de a te pune în situație e o abilitate specifică a actorului și probabil intuitiv o avem cu toții. Capacitatea de a mă pune în locul celuilalt. De ce e supărat în trafic și claxonează? Uhum. Capacitatea de a mă pune în condiția regizorului care are o viziune legată de întreg, are o viziune legată de parcursul personajului, actorului, poate fi intuită și fac exercițiul ăsta de fiecare dată. S-ar putea de multe ori și cred că nu sunt capricios, ci doar atunci când motivația lipsește și drumul lui mi se pare lipsit de logică, să dialoghez. Nu în sensul eu simt așa sau eu cred, pentru că astea sunt uh, fraze cheie, propoziții cheie care nu funcționează, dar eu simt altfel. E relevant. Spuneți-mi foarte timp... cinstit, v-ați gândit vreodată când v-ați uitat la un regizor, uh, o să zic foarte franc, ăsta e proști și nepregătit. <laughs> V-ați gândit? Da, toți gândim așa acum, poate nu cu atâta duritate cu cât ați spus dumneavoastră accentul. Mai degrabă aș pune accentul pe nepregătit sau poate ultra subiectiv, Pentru uh -huh. că atunci când ești în chingile proiectului tău, nu întotdeauna mai poți face față dialogului care are rațional, logică și coerență. Cum faceți când un regizor e pur și simplu obraznic? Adică există mă și retrag. Regizor obraznici. Mă retrag. Uh, o să și traduc ce înseamnă. Sunt regizori care vorbesc mai dur cu actorii, sunt regizori care nu fac un joc de seducție, nu uh, sunt altfel, sunt mai duri, mai aspri. și uneori un pic sar și gardul ofensei. Cum faceți atunci? Acum la vârsta asta mi se întâmplă mai rar. Uh -huh. uh, mă retrag. Deci acolo unde abuzul pe care, din păcate, nu-l observăm. Adică ne referim la un anumit tip de abuz prezent, uh -huh. nejustificat, dar e un abuz de autoritate, un abuz al puterii, cel puțin în profesia noastră, pentru că actorul e într-o condiție de submisivitate asumată și gradul de umilință în virtutea proiectului pe care îl urmărim uh -huh. împreună, regizor și actor, bă, te pune în condiția de a accepta psihologic această condiție. Totuși, dacă lucrurile sunt exagerate, ceea ce nu e firesc, dar e la îndemână, mă retrag. Așa am făcut, cred că sunt în cariera mea 4-5-6 proiecte cu oameni importanți, unde mi-am dat seama că dialogul nu e posibil, unde n-am suportat, pentru că nu înțeleg, indiferent care ar fi de demersul, drumul, mi se pare. Cel, nu cel mai important, dar important, dacă noi avem fricțiuni, suntem conflictuali pe drum, ținta aia nu mai are valoare. Ori dacă sub semnul împreună parcurgem, urcăm geniu, uh, păi când ajungi, că e viu, că nu e viu. Retragere cu nu. aruncat arme și bagaje sau cu discreție, așa? Cu discreție, adică radical, brusc, deodată, spontan și tot ceea ce implică. Ba, sigur că au mai fost și câteva vorbe probabil aruncate, suntem... Sunteți undeva între generații. M-am gândit foarte mult la lucrul ăsta. Nu sunteți în lumea generației, ca vârstă, în lumea generației lui Marcel Iureș. Nu sunteți nici în lumea generației lui Andy Vasluianu. Dau niște exemple de actori cunoscuți și pentru teatru, și pentru film. Rapper. Și sunteți din universul ăla. Sunteți cineva care înseamnă mult și pentru teatru, și pentru film. Sunteți între generații. Uh, și mai e ceva. A jucat foarte mult film, a făcut și mult teatru și cu toate astea nu sunteți ceea ce se cheamă un star la ora asta. Vă gândiți la lucrul ăsta? Vă nu preocupă? Vă deranjează? Deloc. Nu, nu, nu face parte din spectrul preocupărilor mele statutul pe care l-ați invocat de star. Fac ceea ce fac cu bucurie și cu plăcere și cu riscul de a mă repeta, vă spuneam că drumul mi se pare important. Ținta, n-am visat niciodată să ajung la cam. Nu mi-a trecut prin cam, n-am țintit. Am zis, fost. Da, da, am fost. Am fost într-o emoție încât dacă <coughs> acum cineva ar face o anamneze sau orice, bar n-am ce am văzut holul hotelului și sala mare unde s-a difuzat filmul. În rest am fost... N-am nevoie de statul. Nu pentru asta am făcut profesia și o fac în continuare. Dacă lucrurile se întâmplă, să vină, ele sunt un efect colateral a ceea ce fac. Uh, în rest, sunt împăcat și mulțumit. Reformulez. Nu există cineva înăuntru care la un moment dat vă spune, vă titi lumea, ar trebui totuși să te știe mai mult decât te știe acum. Ești totuși un actor important. Domnul Ștefănescu, vă dau cuvântul meu, donare, că nu mă confrunt cu un asemenea dialog, deși, în zona informală, colegi sau. Prieten, spun domnule, dacă s-ar fi întâmplat asta undeva în Occident sau în America, v-aș minți să vă spun că e o preocupare. Dar vă întâlniți cu lumea care vă spune: Da, uh, uh, da domnul, da, da. domnul uh, în același cartier uh, uh, uh. am fost uh, colegi la școală, sunteți inginerul sau, mă rog, magazionerul, vânzătorul de la. Se întâmplă. Nu face lumea legătură între fizionomie și nume, dar în același timp am bucuria faptului să fiu întâmpinat de uh, oameni care sunt iubitori de teatru și film care îți știu numele, absolut. care au văzut produse da, chiar absolut. de nișă și asta e îmbucurător, e măgulitor. În rest... Pot să vă fac o mărturisire? Vă rog și vă mulțumesc. Uh, când un actor nu controlează textul, când un actor nu controlează ce are de făcut, nu neapărat când e nesigur, ci când face ceea ce se numește în meserie a umbla la sertar și zice, lasă că lucrurile ies bine, că umblă la sertar și rezolv. Lucrurile astea se simt într-o formă sau alta. Exact așa cum e în cazul acrobaților uh, care au o plasă de desubt, le vezi evoluția și stai mai liniștit că nu se poate întâmpla ceva tragic acolo. Așa ești cu dumneavoastră, sunteți un actor care atunci când apare undeva, dați un soi de liniște, dați un soi de siguranță. Sunt actori pe care îi iubesc, sunt prieteni pe care îi iubesc. Și când apar într-un film sau într-o scenă de teatru, zic ah! Aoleu, sper să fie bine. Când dumneavoastră apăreți pe scenă sau în film, lucrurile par într-o mână bună. Ești pe mână bună. E sigur că o să fie bine. Munciți la treaba asta? Vă gândiți la treaba asta? Mă onorează și mă măgulește tipul ăsta de percepție pe care mi l-ați oferit acum. Eu am pornit la drum în această profesie ca majoritatea oamenilor care își doresc să fie în lumina reflectoarelor, din dorința ca lumea să fie atentă la mine. Și ceea ce spuneați adineori, domnule, să mă bag în seamă, eu, 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 eu. Cum probabil fiecare dintre noi are tendința să o facă în sfera lui de acțiune. Viața însă mi-a creat nu neapărat niște piedici, circumstanțe fericite, încât să-mi dau seama că pentru... Am luat seva adevărată pentru profesia mea, trebuie eu să fiu atent la lume. Și inversarea acestui tip de polaritate, schimbarea paradigmei, m-a pus în condiția de a încerca să devin neutru și liniștit, să mă înțeleg rolul, funcția și să fac ce am de făcut cu posibilitățile mele prezente. Sunteți un actor disciplinat? Eu vreau să cred că da. Sigur că asta pot să spună regizorii cu care am lucrat, dar vreau să cred că da. Și minimum orgoliu, prin comparație, mă pune în condiția de a spune da. Sunt un actor disciplinat pentru că e nevoie de disciplină atâta vreme când faci parte, ești o piesă de puzzle din, dintr-un întreg. Mă gândeam la un cuvânt foarte important pe care acum îl vehiculăm, îl vehiculăm din ce în ce mai rar și atunci când îl vehiculăm, Uh, parcă ne pune niște probleme. Noi, ăștia, din niște generații care au prins și ce s-a întâmplat înainte de 89, încă mai avem atenție față de cuvântul ăsta. În contemporaneitate, e un cuvânt ca orice alt cuvânt și, mai mult decât atât, e ceva care se pierde într-un ușor nor de ceață. Cuvântul ăsta e vocație. Nu sunt deloc de partea celor care. Uh, Plâng la căpătăiul noțiunilor, că nu mai e ca atunci, că. Dar mă interesează pentru dumneavoastră: vocație mai are greutate, e ceva care mai cântărește? Și mai ales ce înseamnă vocație pentru dumneavoastră? E vital. Și pornesc cu semnificarea cuvântului vocație. Faci lucrurile cu ușurință, îți sunt proprii. Există o dimensiune în genă, genetică și un tip de formare pe care o îmbrățișez foarte ușor pentru că e un ceva necunoscut care te cheamă către. Vocația te pune în condiția de a nu da vina pe circunstanțe, de a nu spune e greu, e dificil, e imposibil, pentru că făcând lucrurile cu ușurință, fiindu-ți proprii, aducând odată cu... cu Derularea lor bucurie interioară, nu prea mai vezi că e târziu, că mm -hmm. nu e aer, că e lumină artificială, că lucrezi și sâmbătă și duminică. Acum am dus cu uh, lucrurile în zona strict legată de profesie. Cred că e o necesitate vocația. Uh, în primul rând, oamenii cu vocație care și-o exercită îmbracă o cămașă a fericitului. Oric <laughs> Orice fel de condiții fantastice ai avea într-o zonă unde n-ai expertiză și nu ai vocație, bucuria nu există. Intervine depresia. Câștig bani mulți, am statut social. dacă mă pui să fac ceva ce... Nu că nu știu, pot să ajung la un grad de da. performanță mediu. Nu e pentru mine. Atunci când faci lucrurile din vocație, timpul se sublimă poți să stai alături de lucruri respective, tu mai stai mult acolo, dar cât mai Pentru mine nu trece. Și uh, cred că e o valoare importantă din perspectivă individuală, socială, ea e perenă, chiar dacă acum e demonetizată, uh, tot e ciclic pe lumea asta, va reveni. Și s-ar putea ca drama societății în care trăim e să fie asta, să nu avem oameni de vocație în zonele cheie medicina e cu vocație, arta, generic vorbind, e cu vocație, preoția e cu vocație, totul e cu vocație, ingineria, dacă n-am vocație pentru inginerie și sunt un artist rătăcit într-un domeniu al, al cifrelor și al conceptelor cât se poate de riguroase. Uh, M-am amintit despre plasarea asta între generații și mă gândeam, la un moment dat, uh, ce trebuie să fi fost... În mintea dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, când erați rector, s-a întâmplat un moment de criză la școală. În revista de film a școlii, niște oameni s-au exprimat liber. A existat o reacție profund inadmisibilă din partea unor profesori de la școală. Mă refer aici la. Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. Ce a fost atunci în sufletul dumneavoastră? Pentru că sunteți cineva care, într-un fel sau altul, împărtășește valorile mai multor generații. Trebuie să ai fost un moment foarte greu. Cum v-a fost? Ați intuit corect. Eu am ajuns profesor dintr-o puternică frustrare. N-am avut comunicare cu generația vârstnică profesori, chiar părinți, cărora le mulțumesc din toate punctele de vedere, nu aveau abilitatea de a comunica. Sigur, în lucrurile cât se poate de prozaice, eram foarte aproape și într-o <coughs> relație fantastică. Aveam probleme care mă frământau și nu găseam uși deschise. Profesorii, mulți dintre ei, super conservatori, deci aducea dorința asta de a deveni profesor a fost să fiu ureche, ochi, viu și vigilent la nevoile tinerilor. Pentru că, până la urmă, viețile noastre au un anumit parcurs și o anumită finalitate, ei vor fi. În ideea de a disemina anumite valori și atitudini în care cred eu. Condiția pe care noastră ați invocat-o a fost dezamăgitoare pentru că lucruri făcute pentru acești tineri nu că au fost interpretate greșit a confunda libertatea cu libertinajul mm -hmm. e un lucru foarte periculos. Și în măsura în care eu îți ofer libertate de exprimare, ba, ești partenerul meu, la capitolul libertinaj tu mă pui la colț, mă cerci și spui, nu e posibil așa ceva. Mm -hmm. Ba, adică, rigoare trebuie să existe în orice, cu atât mai mult cu cât uh, slujim unor interese comune într-o instituție, ori fără să intrăm în niciun fel de amenunt, da. cred că... Și până la urmă spuneați, sunteți, sunteți. Nu, în România nimeni nu e niciodată nimic. Nu, nu sunt. Reprezent, reprezentant Nu, nu. Momentele pe care le trăim duc totul în disoluție. Cine, domnule? Hai, domnule, terminați. Nu, nu există. Sigur că sunt lucruri care... <coughs> leere uh, câștigate în timp pe care nu le poate nega o atitudine dar atitudinea generală și senzația individuală e că de multe ori o iei de fiecare dată de la capăt. Mm -hmm. sim. trebuie să dovedești că bun, nu e cazul meu, mă bucur că m-am nescut mai devreme. Vă simțiți că ați fost un om de bună credință în Absolut, în mm -hmm. absolut. Sunt enorm de multe lucruri pe care mi le pot reproșa dar uh, că n-aș fi fost de bună credință niciodată. Pe de altă parte, nu vreau să insist foarte mult, dar felul de a se exprima al unora dintre colegii dumneavoastră de la catedră era complet inacceptabil. Complet inacceptabil. Uh, e foarte greu să te gândești că... Vocația. Vedeți? Vocația. Vocația calibrează totul. Și discursul, și tipul de relaționare, și... Ai vocație pentru... Vă gândiți să îmbătrâneți frumos? Mă rog în fiecare zi la Dumnezeu și eu nu sunt un tip cu atitudine invazivă, intruzivă, adică nu vă spun atunci când ați răcit ce fel de ceai să beți, dar un singur lucru îl fac. Îți spun, rugați-vă la Dumnezeu să nu îmbătrâniți o râd. E ceva nefiresc în evoluția asta noastră socială. Bătrânețea ar trebui să fie sinonimă senectuții, înțelepciunii, păcii interioare, unei bucurii, mm -hmm. Și paradoxal nu se întâmplă așa, adică îmbătrânim și îmbătrânim urățel. Cu crize, cu caprici, cu nevoi, cu victimizare. Da, mă rog la Dumnezeu să nu îmbătrănesc. Sunt bătrân și vreau să cred că nu e nicio urmă de asta urmă. bătrân. <laughs> Mulțumesc. Vă luptați cu vreo formă de, de resentimente? Aveți resentimente care încearcă să iasă la suprafață și încercați să le puneți capac? Da, fără îndoială. Deciziile pe care le iei în viață, la momentul respectiv, par a fi cele mai bune sau sub semnul unei necesități absolute. Altfel nu se poate. Timpul vine, te pune în condiția de a vedea lucrurile dintr-o perspectivă puțin mai obiectivă, mm -hmm. mai schimb unghiul și îți dai seama că decizia respectivă nu era cea mai fericită dar era singura posibilă la capacitatea de înțelegere și de emoție a momentului. Și atunci aceste resentimente, te... sigur că trecutul e mort, n-ai cum să-l întorci, încerc să mă împac și să descoper prezentul ăsta fantastic, necunoscut și insuficient explorat și exploatat. Da, asta e cu, cu implicare de cu dimineață până de cu seară. Uh, știți că sunt momente în care se zice așa, fie că e vorba de un scurt metraj, fie că e vorba de un mediu metraj, fie că e vorba de un lung metraj, unor se zice așa, ia zi cu cine mai e? Cu Titieni, cu Vasloianu și cu mai cine? Uh, vă deranjează când auziți lucrurile astea? Nu, no, nu, no, e onorant. Acum, am mai folosit asta, totul e ciclic pe lumea asta, se va închide ciclul. La un moment dat nu o să mai fie cu Titieni. Sper să ajung în condiția în care să fiu chemat în cea mai bună condiție pe care și-o dorește regizorul, din perspectiva actorului Adrian Titieni, și eu să. Da, o etapă interesantă din viața mea. Realmente au fost enorm de multe proiecte și uh, vreau să cred că am și un soi de docilitate, dar nu e o docilitate obedientă. N-am fost și vreau să cred că nimeni n-a remarcat obediență în cazul meu, dar am înțeleg locul și rolul. Ce avem de făcut? De mutat masa asta de aici, acolo. O mutăm. Fără îndoială că în măsura <coughs> unui tip de dialog deschis pot să vin cu propune, dar niciodată. Acum, niciodată e o exagerare. <laughs> uh, Mi-am cam văzut de treaba mea. Cu alte cuvinte, a fost un actor comod. Și dacă e unul care tace și zugrăvește casa și zice, Domnul, s-a încheiat, prefer decât să te ia cu povești cu fotbalul cu, și el și-a zugrăvit. Vă duceți la vreo chemare de distribuție când e vorba despre spectacole care se joacă mult în țară, în spații largi, în săli de sport. În săle ale caselor de cult, fostelor case de cultură sindicatelor, sunt afișe mari, mulți dintre confrații dumneavoastră merg la spectacolele astea, participă în distribuțiile astea. Sunt spectacole pe care o parte din public le apreciază foarte tare. Iar dacă întrebi pe oamenii care se duc la spectacolele astea: Ce e teatru? vă spune: Asta e teatru. Participați la așa ceva? Da, particip, sunt într-un proiect cu. Bun și dragi colegi, Steaua fără nume, un spectacol regizat de Vlad Zanfirescu, care este în dulcele stil clasic. Mm -hmm. E opera unui dramaturg Mihail Sebastian mm -hmm. de mare valoare și m-aș bucura ca în urma unui asemenea spectacol, publicul să spună da, ăsta e teatru. Bun, nu e numai ăsta teatru, dar e teatru. Sunt într-o producție semnată de Mimi Brănescu și regizată de Mimi Brănescu, cu care mergem în țară. Genul ac acuzativ n-a trecut mult timp ca să-l confirme istoria domeniului, dar el este un autor genial uh, și va rămâne în istoria dramaturgiei ne românești cu niște opere absolut extraordinare. Și m-aș bucura și în situația asta lumea să spună, să, da, ăsta e teatru. Dincolo de faptul că în respectivele producții sunt niște nume importante ale, ale profesiei mm -hmm. ale teatrului și filmului românesc. Deci nu inducem publicul în eroare. Dacă ne referim la ceea ce v-am spus produsele unde sunt implicate. Da. Acum, că fi diversitatea Certifică dinamica vieții și a faptului că suntem unici percepem lucrurile diferite, etc. etc. Dar nu, nu mi-e rușine cu această condiție, din potrivă, îmi face mare plăcere și mare bucurie să mă întâlnesc cu acești colegi și să jucăm spectacole care sunt foarte bine primite. Se întâmplă ceva foarte interesant. Ați prins, am prins, e lumea care ne urmărește și a prins. Uh... Marile evenimente teatrale ale anilor trecuți, marile evenimente ale premierelor de film și așa mai departe, când un spectacol sau un film uh, balanța la cinematograf, uh, de ce trag clopotele mitică la cinematograf, uh, au pus Cătușe Florilor, Richard al III-lea, habar o trilogie antică la teatru național. Erau evenimente ale comunității, erau evenimente despre care vorbea toată lumea în țara asta. Lucrurile s-au estompat în timp, sunt mai multe preocupări, e firesc să fie așa. Când vă gândiți la vremea în care spectacolul de teatru și filmul erau evenimente ale comunității, în sensul adevărat al termenului, sunteți nostalgic, sau ați trecut peste chestia asta? Puțină nostalgie te încearcă. Nu, n-am trecut și ideal ar fi ca lucrurile respective să fie înlocuite de ceva cu totul și cu totul nou, bun, surprinzător. Că nu numai la noi se întâmplă chestia asta. E adevărat. Da. Nu știu cauze, dar cert că lucrurile au valoarea pe care noi le-o dăm. Evenimentele respective erau încărcate cu valoare individuală și colectivă și le deveneau majore pentru că noi le respectam. Traversam emoție în fața unor asemenea întâmplări. Nu-mi dau seama Uh, impredictibilitatea societății globale în care trăim, disoluția ei, vectorii care au apărut noi, valorile care. Uh -huh. Nu-mi dau seama dacă sunt valide, invalide, dar de multe ori disfuncționale, ne aduc în această zonă și poate că și în acest caz libertinajul, unde totul e posibil. Nu, nu, totul e posibil. Există cred și ar trebui să existe un anumit tip de rigoare, o, o um, un respect necondiționat pentru lucrurile care aduc plus valoare, mă omoară termenul. E foarte adevărat, <laughs> da. noastre. Cine o să ne facă pe toți să gândim la fel? Că nu avem cum să facem lucrul ăsta. Opinii diferite vor fi tot timpul. Cineva întotdeauna se va găsi să spună nu neapărat nu e valoare lucrul ăsta nu-mi place, nu particip. Știu, domnule Ștefănescu, dacă nu există forță gravitațională, probabil că obiectele astea ar fi. Deci, gravitația e în jurul unui valori și valoarea este viața. Viața e valoare supremă. Celelalte valori au fost inventate de viața conștientă. Omul care a creat valori în ideea de a structura, într-un fel sau altul, existența în social, în lumea înconjurătoare. Uh -huh. În măsura în care avem valori reper, ieșim din această frumoasă, dar în același timp nefericită ecuație a diversității. Doamne mie îmi place, mie nu-mi place. Nu e totul sub semnul îmi place sau nu-mi place. Vreau să cred, poate că nu o să mai apuc să văd. Dar de ce e nefericită ecuația diversității, vă întreb, pentru că sunt, am prieteni care acum imediat uh, vor reacționa și vor spune ce da, vrea să zică că cu treaba asta. vrea să zică următorul lucru. Deci, suntem unici și irepetabili. Ampredita digitală Iris Oculat ne pune în condiția de unicitate. Deci nu poți fi comparabil cu nimeni. N-a da. mai fost nimeni pe planetă, nu e și nu va fi. Cu alte cuvinte, gesturile mele, bucuriile mele, au caracter de unicitate. Mm -hmm. Nimeni nu râde, nimeni nu plânge, nimeni nu Ceartă. Și asta ar legitima diversitatea. Dar e diferența specifică, genul proxim, e faptul că m-am născut în urmă cu 60 de ani pe tera, într-o lume necunoscută, iubesc, sufăr, traversez durere, îmi doresc fericirea, la fel ca toate celelalte diversități. Deci iată că e ceva ce ne pune împreună mm -hmm. și mă voi săvârși din viață. La capitolul ăsta spun că diversitatea acuzată sau clamată în sine e disfuncțională dacă nu ne gândim că toți suntem oameni trăitori pe planetă. Adică nu putem să fim chiar așa la poruri opozite pentru că atunci intervine ce? Bunul plac. Și la bun plac, numai e o condiție genuină a faptului că peretele nu îmi spune mm -hmm. nimic e o condiție intelectuală care se poate folosi chiar de faptul că vreau să fiu potrivnic. Dar vedeți, s-a întâmplat... Ca de-a lungul existenței speciei, să călcăm în picioare tot soiul de forme de diversitate, să umilim lume, să facem rău unor oameni care nu seamănă cu noi și unii dintre oamenii ăștia acum, într-un fel sau altul, ne cer socoteală. Eu știu ce spuneți, dar acum cred. Senzația mai că ne mm -hmm. referim la lucruri diferite. Eu, Doamne, iartă, mă cred și cultiv diversitatea mm -hmm. cu riscul de uh, a. cu riscul cu amănuntul că nu trebuie să fie clamată în sine. Uh -huh. Adică eu sunt din Bistrița. De unde vă revenim? Exact. Faț? Deci valoarea mea nu constă în faptul că fac parte din ceea ce se numește diversitate. Da, 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 da. în conflict cu lumea pentru că am traversat și asta. De unde ești băiatule? Din Bistrița. Chiar din Bistrița. Da, chiar din Bistrița. Probabil că nu inspirăm. Deci absolut în același timp, să ajungem la referința astea pe care unor și nu pot să am un merit în sine doar pentru că am ochi albaștri. Și nu poți declanșa un război în mileniu 3, 2020 și 1, când a fost declanșat, numai pentru că istoria mea îmi spune mm -hmm. că acolo odată ar fi fost și eu mi-aș dori să... Mm -hmm. sunt aberații născute din... Aberați. nici măcar nu le putem numi. Că mi-e greu să cred că omenirea n-a evoluat până în acest moment la capitolul repere educaționale, relaționale, încât să se întâmple nebunia asta. Și tot așa stau oameni acasă și spun, da, e corect. Ce e corect? Ce poate să fie corect? Vă referiți la războiul din Ucraina? Exact. Mm -hmm. Ce poate să fie corect? Ce poate să fie îndreptățit? Și avem poli care se situează pe opoziție sau alta. Da. Ori dacă viața e valoare supremă, asemenea lucruri. Nu că nu s-ar putea întâmpla, n-ar mai fi de discutat. Fericirea noastră e în altă parte, nu în faptul că îmi recuperez jumătatea de metru din gardul vecinului sau uh, locul de parcare. E în altă parte, cred. Vă simțiți în situația de a fi o persoană, nu doar un profesionist, ci o persoană cu educație de modă veche? Mm... Ar trebui să ne definim puțin termenii de modă veche. Păi, felul în care ați pe... definit vocația face parte din educația de modă veche. Nu cred. nu vreo... Sunt anumite. O inimă bătând în interiorul pieptului toracelui, e din totdeauna și va fi întotdeauna. Poți să spui de modă de ce, domnule. Nu e nou veche. Anii 1950, tot așa. Ce, ce să-i facem? Deci, viața funcționează în noi și atunci, ca și acum. Sunt anumite lucruri, cred, care nu se vor schimba niciodată mm -hmm. când va fi omenire pe tera. Uh, și dacă cineva le poate spune de modă veche, da, ele se revendică dintotdeauna, dar nu sunt de modă veche. Sunteți proaspăt director la Teatrul Odeon. Interimar. Interimar. Cum ați intrat în pielea asta de director de teatru? Păi n-am intrat, încă mă pregătesc. Hai că văd ceva foarte direct. Sunt oameni cu care ați jucat, sunt da. oameni cu care sunteți prieteni. Da. Um, se va intra sau s-a intrat deja în biroul dumneavoastră, și se va spune, bă, titi, uite care treaba să ne înțelegem, mai să fim oameni, adică, totuși. Da. Uh... M-am dus eu prima dată peste ei și le-am spus că nu e niciun fel de director. E cineva la cârmă, suntem împreună, avem tot felul de lucruri de făcut, ridicăm velă operăm cu puntea Să colegul fiind lor, teatru excepțional, excepțional cu o trupă excepțională. Așa e cum spune e istorie minunată. <coughs> reper. Și avem bucuria și întâmpin în telespectatorii noastre cu faptul că suntem pe locul 2 în topul preferințelor publicului bucur bucureștean și nu numai. Sunt, uh, suntem colegi, uh, am traversat 40 de ani de istorie ca actor. În tot felul de instituții, dat fiind faptul că am fost profesor la universitate, am avut pos posibilitatea să colaborez cu multe instituții teatrale, cunosc partea nevăzută uh -huh. a lucrurilor, am fost și portar la teatru de comedie, ba și pompier la teatru de comedie. Cunosc teatru și meandrele lui, sigur nu în această circunstanță în care nu mai sunt bani de la bugetul public pentru mm -hmm. actul artistic, dar vreau să cred, odată le mulțumesc colegilor că m-au întâmpinat cu brațele deschise și cu un zâmbet nedisimulat cred pe eu, buze și mulțumesc doamnei Lazar care a avut încredere și aproape m-a capacitat să sigur a fost o ecuație fericită Doamna Fedorca și domnul Șordan de la primărie au acceptat propunerea doamnei uh, Dorina Lazăr. Uh, vreau să cred că o să putem. Atunci face... deci Dorina Lazar și cumva și-a desemnat un succesor. Da. E foarte frumos. E frumos. E generos și frumos. Onorant și au fost câțiva oameni în, în viața mea care au lăsat urme adânci, puternice, de bun augur. Mă bucur, mă onorează condiția. Vă repet, începutul se vrea fecund, să sperăm că el va deveni și fertil odată cu drumul. Cred în, în comunicare, în cooperare, în colaborare. N-am ce să dovedesc sau ce să mai dovedesc. Aș vrea ca lucrurile să fie sub semnul unui tip de confort, în conotația lui bună și pentru actori, și pentru oamenii care sunt uh, necesari și nevăzuți din uh, instituție, și pentru teatru Odeon. Sper să nu dezamăgesc. Ne străduim, cercetăm, vedem dacă putem face lucruri importante pentru comunitate și pentru noi înșine. Nu avem de ce să nu ne ascundem. Și pornesc la drum cu foarte mult entuziasm. Să vă mai întreb un lucru. Odeon e un teatru special. Fiecare teatru e special în felul lui, dar cu s-au întâmplat lucruri după 1989, a câștigat un statut special. E un teatru mic din punctul de vedere al capacității, al numărului de locuri, dar extrem de prietenos. E un teatru frumos. E un obiect superb de arhitectură, dar e și un spațiu care a făcut spectacole importante în teatrul contemporan. Ce destin credeți că puteți să-i dați mai departe? Pentru că aveți o misiune grea. E foarte dificilă misiunea asta. Da. Vor fi ochi mulți pe dumneavoastră, iar iubitorii de teatru vor fi atenți la povestea asta. Foarte, foarte atenți. Ce misiune, ce, ce drum o să-i dați teatrului? Păi, Sprijinim creația autentică, încurajăm valori perene pentru a fi. Nu-mi ziceți un text, ziceți-mi ce e în dumneavoastră? În mine ar fi să echilibrăm toată povestea asta, care acum e balansată către contemporan și experiment. Mm -hmm. Și atunci aș, veni, aș dori să împlinesc cu partea clasică, pentru că dramaturgia clasică a trecut testul timpului, a devenit perenă. Oamenii aceia pe care noi numim, începând da. de la Ischil, Sofocle, Euripide, trecând prin uh, marii clasici europeni, au tradus viața, experiența umană, relațiile, situațiile atât de bine încât noi le recunoaștem și în mileniu 3. Le acceptăm și ne sunt într un fel sau altul reper, lecție. Ori asta cred că trebuie să fie un produs care a traversat secolele, are conținuturi puternice. Inteligență, frumusețe, poezie, valoare. Deci o să-i dați un pic mai multă lumină a teatrului de repertoriu. Ca să mulțumesc tare mult, așa aș dori să fac cu uh, o lectură corectă. Pentru că acum vedem și Cehov, vedem și Shakespeare, vedem și Ibsen într-o translare către contemporaneitate și aberăm. Dar sunt și lucruri care s-au prăfuit îngrozitoare pe de altă parte. Da, e adevărat. Știți ce se întâmplă? Haideți să facem o comparație posibilă și pertinentă. Un Beethoven poate fi masacrat de orice fel de mare uh, creator uh, componistic. Nu, dar nu. poate fi interpretat. Da! Absolut de acord. Cred că am, am spus un da din bucuria faptului că da, poate fi interpretat, schimbăm ritmul accentele, ne ducem în anumite zone, dar Beethoven rămâne, Beethoven rămâne recunoscutibil. de ce ar trebui dacă eu sunt o persoană creativă în calitatea mea de regizor, de ce nu apelez la un, un scenariu care să poată pune într-o matrice ideile, intențiile mele nevoia mea de debate public uh -huh. știți ce se întâmplă uh, la mormântări vedem tot felul de personaje care ne povestesc cât de apropiat a fost de... Ieri am vorbit cu el, al ieri și ne pare foarte rău, un om foarte bun. Dacă te duci în, în 2 a acestei povești, vezi că, de fapt, în fața sau cu ocazia tragicului eveniment, omul se bagă în seamă. Faptul că distrugi un cehov, te bagi în seamă. Păi, ce se pe el lustruindu-se pe el, foarte uh, mulțumesc tare mult pentru referință, uh, ajungem în condiția discursului orgolios. Uh -huh. Nu orice fel de muzică e muzică și muzica bună e recunoscută prin armonia pe care o percepe urechea intuitiv, nu trebuie școală. Acum dacă sunt niște zgomote uh, în zice domnule, super. Super multă lume, și numai pentru experiența prima dată, intră în sală și vede un film prost sau ascultă o muzică proastă, proastă. Să mă ierte. neconformă. Neconform. Neconformă. Ori. Și la ce de Ceea de da. La adăpostul creativității și autenticității apar tot felul de discursuri orgolioase care nu țin cont de celălalt, ci de mine, eu. Și la adăpostul lucrurilor clasice valorii așezate apare ticăloșia. Fără îndoială, aveți perfectă dreptate, dar poate bă, mai mult aici decât unde, unde invocați noastră. Și toată povestea asta e cu oameni, despre oameni, pentru oameni. Dacă în ecuația respectivă eu sunt mai important, nu e în regulă. Părerea mea. Un tip de abordare nu înseamnă că am dreptate. Vă doresc foarte, foarte mult succes. Sătea Dumnezeu, vă mulțumim. Și mulțumesc frumos că ați venit la noi. Mulțumesc. Și spor mare în tot ce onorat faceți. Onorat și v-am mai spus la început, complexat, acum sper că am făcut uh, față cu bine. Noi vă așteptam de mult, cum ziceam. <laughs> mult succes în ce aveți de făcut. dea Dumnezeu, mulțumesc tare Mulți și pe tot dumneavoastră. Tuturor celor care au încredere în ce încercăm să facem noi aici la garantat 100%, mulțumim frumos! Ne vedem duminica viitoare! Noapte bună!